Deputatul Ioan Balan a salutat decizia premierului României Nicolae Ciucă, prin care acesta a impus în mod corect Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere ca de la București la Siret să fie construită autostradă, de la un capăt la celălalt. Ioan Balan a arătat că este o decizie pentru care liberalii suceveni, în frunte cu Gheorghe Flutur, s-au luptat ani de zile. Deputatul sucevean Ioan Balan a arătat că agresiunea rusă asupra poporului ucrainean a demonstrat importanța strategică a României în această regiune, nu numai din punct de vedere politic și militar, dar mai ales din punct de vedere economic. Deputatul PNL de Suceava a precizat că în ultimele săptămâni Suceava a devenit un adevărat nod european de legătură pentru transportul de mărfuri și de persoane care vin din Ucraina.